Suntem la sfârșit de săptămână și toată lumea se întreabă cum va fi vremea, un factor important în planificarea zilelor libere. Ei bine, veștile sunt dintre cele mai bune, pentru că, potrivit măsurătorilor de la stația Meteo Giurgiu, temperaturile vor fi mai ridicate decât în mod normal pentru această perioadă. În următoarele zile, vremea va fi deosebit de caldă pentru această perioadă, mult mai caldă decât ar trebui. Valorile termice vor crește până în jurul valorii de 23 de grade maximă, asta pe luni. Dar și mâine și poimâine, de sâmbătă și duminică, vremea va fi frumoasă, caldă, fără fenomene. Vântul nu va fi cu intensificări, din contră va fi slab și moderat. Deci valorile vor fi în continuare în creștere, mâine în jur de 21 de grade, duminică 22 și luni v-am zis că 23. Nici minimele nu sunt rele, din contră sunt foarte bune și minima nu va ajunge sub pragul de 6 grade. Deci vom avea în jur de 6-9 grade dimineața. Săptămâna ce vine debutează tot cu vreme caldă, peste 22 de grade Celsius și niciun strop de ploaie. Totuși, aproape de mijlocul săptămânii, vremea schimbă foaia. Vin ploile și temperaturi mai mici cu 10 grade decât cele de azi. Luni va fi frumos și de mars noaptea. Și la noi vremea se va schimba în sensul că vom avea vreo 3 zile de vreme ceva mai urâtă, în sensul că vor fi ceva averse de ploaie cu precipitații, deci marți noaptea, miercuri, joi și vineri, temperaturile vor scădea cu circa 10 grade, deci dacă acum avem în jur de 20-22 de grade, săptămâna viitoare ne credem și așteptăm în jurul valorii de 13-15 grade maxime. Iar minimele nu vor scădea sub pragul de 0 grade, dar ne așteptăm la o valoare de 3-4 grade dimineața. Până săptămâna ce vine, când sunt prognozate ploi, giurgiuvenii se pot bucura de temperaturile de vară de afară și chiar dacă pare greu de crezut, azi la Giurgiu, măsurătorile specialiștilor indicau la ora 12 35 de grade Celsius la soare.